Primăria municipiului Suceava pregătește introducerea sistemului de sensuri unice în municipiu în vederea fluidizării traficului și crearea benzii unice de transport public. Trebuie reamintit că demersul legat de instituirea sensurilor unice este legat de faptul că până la sfârșitul anului vor veni toate cele 15 autobuze electrice contractate de Ministerul Dezvoltării și care trebuie predate la Suceava. Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat că municipalitatea a obținut un aviz foarte important de la poliția rutieră privind noul studiu de trafic cu sensuri unice. A ajuns primul autobuz de la firma Solaris. În această săptămână a trebuit să ajungă al doilea autobuz. Sperăm ca până la sfârșitul anului să vină toate autobuzele. Între timp am obținut un aviz foarte important de la poliția rutieră, ceea ce privește sistemul integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții, acest proiect care prevede aceste sensuri unice. Sigur că sunt, până la aplicarea lui, sunt foarte multe recomandări aici care trebuie să le ținem cont de ele. Pistele pentru bicicliști trebuie să aibă o dimensiune de minim 1 metru pe sens, trotuarele 1-2 metri minim, semnalizarea străzilor și așa mai departe, pistele de biciclete existente vor fi reproiectate și reamenajate. Asta presupune că trebuie să mutăm stâlpi de iluminat public, e destul de delicat. La fel, realizarea de alveole, acolo unde nu există în stații de transport public. La fel, la trecerile pietoni vor fi amenajate cu refugii în zona de separare, deci pe mijlocul acel refugiu, unde nu au acel refugiu, trebuie să facem refugiu. Și multe alte, mă rog, recomandări aici. Sigur că el a dat acest aviz favorabil pe documentație, dar pentru implementare trebuie făcute aceste modificări. Vom vedea, sper să ca luna viitoare să ne predea efectiv consultantul acest proiect, să intrăm cu el în Consiliul Local și după care să vedem mai departe ce putem face, să facem aceste modificări cerute de poliția rutieră, în așa fel încât să putem implementa acest proiect cu sensurile unice.